Salutare! Dar ce faceți? Bine ați venit la un nou daily vlog, nu știu ce a fost, daily vlog am vrut să zic, daily vlog, care s-a vrut a fi de afară și care s-a vrut a fi filmat de câteva zile încoace și n-am reușit și am zis că totuși hai să-l filmez astăzi, deși este cea mai proastă zi posibilă în care mi-am ales eu să filmez daily vlog, pentru că sunt haos, sunt în modul de haos, totul este haos și o să vă pun la curent, o să facem un update general așa mai mult, dar trebuie să vă zic că sunt haos, pentru că la momentul la care voi veți vedea acest daily vlog, eu voi fi plecată și trebuie să mă pregătesc cu clipuri, cu de toate pentru acea perioadă când voi fi plecată. Prin urmare, o să dureze ceva și o să mă adun. De azi de dimineață alerg ca o găină din aia fără cap. Sunt așa în toate direcțiile. Am senzația că nu am făcut nimic. Deci planul meu este să las casa în ordine, să fac curățenie, să-mi fac bagajul, să filmez, să editez, să pregătesc clipurile, că nu doar filmatul și editatul implică clipurile mele, ci implică mai mulți pași, să fac toți acei pași, eventual să și dorm, dar nu e neapărat necesar, și să mai rămân cu creierii întregi, ceea ce e puțin probabil. Da, deci asta, de aia sunt puțin așa haos. Dacă mă vedeți că sar de la una la alta, înseamnă că sunt agitată. Și iar mă gândeam acum să-mi fac o cafea, dar la cât îți de agitată cafea mea? Aia, cafea mai trebuie. Așa, deci. Fără deci, în primul rând, iertați-mi tricou pătat, că acum mi-am dat seama că mi-am luat și eu un tricou pătat de lavabilă pe mine, dar atât am avut. Să iau cu prima ocazie cu care am pus mâna pe ceva, atât am avut, știți? Prin urmare, l-am luat pe ăsta, că și spăl rufe, știți? Și încerc să și spăl rufele, să le și usuc și da. Afară, nu știu, v-am zis, dar bate un vânt absolut înfiorător. Îmi doream să fac daily vlog-ul ăsta de afară, să încep un stil clasic, să vă povestesc de grădină. Poate vă duc mai pe seară în grădină, dar bate un vânt, s-a pus un vânt din ăla atât de înfiorător, din ăla de toamnă, cum e pe aici. Mă uit la copacii din curtea vecinilor și la pomilor și se clatină în ultimul hal și eu nu înțeleg de cum nucul ăla nu s-a rupt încă. Dar, mă rog, trece peste. E un nuc acolo și este și un brad pe care vi-l mai filmez eu și pe Instagram și vi-l mai pun. Să reluăm povestea de la unde v-am lăsat în ultimul TikTok, care am văzut că v-a plăcut și mă bucur foarte tare că v-a plăcut și o să mai fac. Mai fac, promit că mai fac. Și anume când am zis că mă duc la doctor și uite bine că m-am dus la doctor și am rezolvat ce aveam de rezolvat, doar că lucrurile nu s-au întâmplat rapid. Știți că de-aia am intrat în modul ăsta de panică acum, că lucrurile nu s-au întâmplat rapid, s-au întâmplat așa, cu amânări, cu încurcături, cu nervi, cu bătut drumul degeaba și cu o grămadă de probleme, știți? Adică nu s-a întâmplat așa peste noapte, totuși ne-a mers totul ca la carte, știți? A trebuit să-mi fac un miliard de nervi și asta m-a și dat așa și m-a obosit foarte tare. De-aia abia aștept să treacă episodul ăsta, să plec ca să mă limpezesc mintea. După care, ce s-a mai întâmplat de la ultimul daily vlog? Că nu mai țin minte când a fost ultimul daily vlog. Chiar ia să ne uităm. Nu mai știu exact cât a fost ultimul daily vlog, dar a fost de mult ultimul daily vlog. Ce s-a mai întâmplat a fost că m-am apucat să-mi fac niște cutii pentru grădină. Ca să am un fel de grădină din aia englezească. Pentru că mi-am dat seama că eu vreau să am neapărat o grădină englezească, ci să am straturile ca la englezi, știți? Dacă o să vă las o poză eventual pe ecran,
Dar dacă bănuiesc că știți cum au englezii straturile și își fac ei cutiile alea ridicate. E, ceva de genul îmi doresc și eu, pentru că mi-am dat seama că ce aveam eu anul ăsta n-a funcționat, a fost un haos general și chiar am lăsat baltă și roșiile le-am lăsat baltă, dar nu de asta, ci pentru că nu mi-au plăcut. Pentru că aproape toate roșiile mele au fost din alea galbene. Și mi-am dat seama că nu-mi plac, pentru că nu au un gust atât de intens de roșie și pentru că au culoarea aia, mi se părea, nu știu, gen hepatită. Mă uitam la culoarea aia, la zeama lor, în farfurie și mi se părea hepatită și mi-a creat așa o greață de ele. Și pur și simplu nu mi-au plăcut, știți? Și nu... le-am lăsat acolo. Acum sunt acolo, vreau să le jumul, dar nu o să apuc până plec, așa că le lăsăm pentru o altă dată. Ci că sunt 3 săptămâni de la ultimul daily vlog. Că eram rămăsesem blocată, că nu mai știam de când n-am mai făcut daily vlog. Deci 3 săptămâni. E bine. Bine. Suntem bine. Așa, deci ce s-a întâmplat a fost că m-am apucat de aceste cutii. Eu aveam niște panouri care erau pe o parte, aveau niște scânduri. Și apucă-te și scoate scândurile alea ca să folosesc ramele de la acele panouri să folosesc să fac acele straturi. Ceea ce s-a și întâmplat, am scos acele scânduri. Ulterior au fost date cu lac, curățate și date cu lac ramele alea și le-am pus, sunt pe poziție, o să vi le arăt acum. Și o să-mi pregătesc grădina mea, mică, a mea grădină englezească, o să mi-o pregătesc și dacă totul decurge bine, planul este ca în anul următor sau la anul să mai facem două din alea, să mai facem două plantere din alea, două ghivece din alea așa ridicate, pentru că am eu o senzație că o să fie mai bine, o să mă ajute mai mult așa și o să fie mai productivă treaba așa. Acum sunt la stadiul în care trebuie să umplute cu pământ. Altceva, ce s-a mai întâmplat? Da, nu v-am mai pus la curent cu scărpinici care a rămas cu fără dinți. Da, pe partea din față, și în cazul în care nu știți care este dentiția pisicilor, ei au colți, cumva pe partea asta laterală au colți, n-au neapărat măsele și dinți și în față au niște dinți foarte, foarte mărunți. Cu care într-adevăr apucă și rod, chiar dacă în general ei rod pe lateral, își folosesc destul de mult, în ciuda aparențelor, își folosesc de mult și dinții din față și săracul scărpinici a rămas fără dinți și sus și jos și nu mai poate să mănânce bobițe și nu mai poate să mănânce mâncare solidă sau foarte tare și trebuie să l-am trecut și pe el pe regim din ăsta de piculețe, cărniță și așa mai departe și este, pe de o parte este încântat, pe de altă parte a devenit foarte mofturos de când cu pliculețele. Da, el nu era mofturos, adică el mânca orice. Mi s-a desfăcut un cercel. El mânca orice și nu era atât de mofturos, dar dintr-o dată a devenit foarte mofturos, adică așa. În rest, trăiește foarte bine, adică nu are nicio treabă. A început să se înțeleagă un pic mai bine, să-l tolereze pe Jiminy. Mai degrabă lui Jiminy este mai frică acum de el pentru că a rămas cu frica, dar în rest se înțeleg bine. Jiminy și Udi se înțeleg super bine și o să-mi fie foarte dor de ei când o să plec. O să-mi fie super dor de ei pentru că sunt niște maimuțoi absolut adorabili. V-am zis că vin noaptea și mă înghesuie și se bagă lângă mine acum că s-a mai răcit vremea și eu încă dorm cu geamurile deschise, s-a mai răcit vremea și ei vin să bagă mine și dimineața mă trezesc cu ei și cel puțin Jiminy vine și își pune năsucul lângă nasul meu și toarce și dau păturică și molfă și e așa plăcut să stai măcar jumătate de oră până molfă el la păturică. Și da, e... Acum, în curte este un semi-haos pentru că a fost perioada aia călduroasă cât n-am reușit să fac nimic, adică nu mi-a ars și nu am reușit să fac nimic și acum e așa un semi-haos, începe să se pună în ordine cât de cât. Încă o stat că era să uit, una dintre cele mai importante chestii. Cine este pe Instagram știe deja, dar pentru că n-am făcut daily vlog și n-am vorbit de treaba asta, vedeți, de-aia am zis, muscă pleacă! De-aia am zis să mă urmăriți și pe Instagram, că acolo vă țin mult mai repede la curent cu tot ce se întâmplă. Mi-am recuperat contul de YouTube. Da, la câteva zile după ce am făcut clipul ăla, când, de fapt ăla a fost ultimul daily vlog în care am vorbit despre treaba asta cu spartul contului de YouTube, cu canalul meu de cu Facebook-ul și așa mai departe, mi-am recuperat contul, am reușit să mi-l recuperez și asta fără hackeri care îmi cereau o mână și un picior și trei rinichi și jumătate din ficat ca să-mi recupereze contul și fără ajutor Google-ului, că n-a binevoit Google-ul să facă nimic în sensul ăsta, nici YouTube-ul, și fără ajutorul nimănui am reușit
reușit eu, folosindu-mă de o altă adresă de e-mail, am reușit să-mi recuperez contul și este, și bineînțeles, implicită adresa de e-mail, contul de Gmail, și este foarte bine pentru că aveam foarte multe, cum v-am zis și atunci în daily vlog-ul ăla, aveam foarte multe lucruri pe acel... pe acel e-mail, pe acel cont, avem pe lângă canalul de YouTube, la care țin, eu chiar dacă nu mai postez pe canalul ăla, eu țin la canalul ăla, pentru că este munca mea de ani de zile acolo, în canalul ăla, și mai fac referire la clipurile de acolo. Deci, m-ar fi durut să-l pierd, dar am reușit să-l recuperez din fericire și aveam multe lucruri pe contul ăla și, spre exemplu, nu puteam să intru în contul de afiliere pentru că era pe acel mail, da? Nu puteam să intru în contul de afiliere, acum se poate și este sigur, adică e totul sigur, n-are nicio, nu aveți, nu vă puteți face, nu vă faceți probleme că nu se întâmplă nimic dacă folosiți linkurile mele de afiliere. By the way, sunt în descriere, dacă vreți să le folosiți, sunt în descriere, nu le-am mai pus pe toate, dar o parte din ele sunt în descriere. Și eventual dacă mai vreți la anumite branduri sau anumite magazine link-uri de afiliere să-mi spuneți că vă dau separat, dar da, le-am recuperat din fericire și am recuperat multe, adică mi-au recuperat accesul pe toate conturile pe care le pierdusem odată cu pierderea contului de Gmail, inclusiv Instagram-ul pisicilor și al câinilor, că, by the way, și ei au Instagram, inclusiv pe al lor l-au recuperat și e tot ok. Suntem bine, suntem ok, suntem la zi cu totul, ceea ce mă bucură pentru că, v-am zis, mi s-a luat o piatră de pe inimă, dar să știți că s-a întâmplat o chestie foarte ciudată. După ce mi-am recuperat contul, mi-am schimbat parola, mi-am resetat toate chestiile astea de siguranță. Ce credeți? Au postat, nu știu cine a postat, pentru că eu am intrat să verific dacă sunt clipuri programate, dacă sunt live-uri, pentru că cine mi-a spart contul? Bănuiesc eu niște ucrainieni, din câte am observat, apropo de Ucraina, că tot le plângem de milă. M-am uitat să văd dacă n-au lăsat acolo live-uri și erau interesați să facă live-uri. Se pare că nu știu de ce, dar din live-urile alea, ci că ar face cineva bani. I don't know, nu știu. Cert este că eu am reușit să le blochez accesul la AdSense, la contul ăla în care se strâng banii de la YouTube. După ce mi-am recuperat contul, am verificat să văd, să nu mai fie clipuri postate, am șters ce au postat ei, să nu mai fie alte clipuri programate, să nu mai fie alte clipuri, pentru că oricum aveam niște interdicții, niște restricții de la YouTube din cauza lucrurilor pe care le-au postat ei. Și după ce s-a întâmplat toate de asta, deci după ce am verificat tot, după tot, mă trezesc la 2-3 zile, mă trezesc cu niște clipuri postate pe canalul ăla de YouTube, fără să mai aibă altcineva în afară de mine acces la canalul ăla de YouTube. M-am și speriat, noroc cu Victorița care mi-a dat mesaj și mi-a zis, zice, iar ai postat, iar se întâmplă ceva, parcă se recuperase canalul. Și când văd, zic, aoleu, o să mor. Și de atunci nu s-a mai întâmplat că am verificat că contul de YouTube, în fiecare zi îl verific, dar a fost foarte dubioasă treaba, adică nu mai avea nimeni acces la contul ăla, am verificat să nu existe alt manager, să nu existe altcineva care ar putea să intre în cont și așa mai departe. Am verificat toate lucrurile astea și totuși au apărut acele clipuri care nu fuseseră nici măcar încărcate în cont. Deci foarte dubios. Cred că le-a rămas deschis pagina pe undeva și au avut acces, pentru că știți că dacă ai un browser, de multe ori te menține logat. Și chiar dacă, și mi s-a întâmplat și mie că așa m-am prins mai greu că am contul spart, chiar dacă ți-ai schimbat parola, rămâi logat încă o perioadă de timp în browserele alea și cred că așa au reușit să încarce clipurile astea. La partea bună este că am recuperat tot și că este totul ok. Nu mi-au șters nimic, adică din content n-am văzut să-mi fie șters, din mail nici atâta. N-au umblat la mail, nu de mail-ul meu erau interesați, ci de contul de YouTube. Și n-au umblat. Ceea ce este bine și mă bucură și da, totul e ok, acum sunt ok, am contul înapoi, aștept să recuperez pagina de Facebook pentru că v-am zis am o interdicție pe Facebook, pe contul ăla de Facebook și îl voi șterge, așa cum am spus. Pagina aia de Facebook o să o șterg și mi-am făcut o pagină nouă pe care o aveți în descriere și chiar vă rog să vă abonați la ea dacă stați mai mult pe Facebook. Și dacă nu stați pe Instagram și stați mai mult pe Facebook, abonați-vă la pagina aia pentru că acolo vedeți tot ce postez pe
Instagram. Că, practic, pagina aia de Facebook este creată pentru aceia dintre voi care nu aveți Instagram și cărora nu vă place Instagramul. Și cumva este o oglindă a Instagramului, astfel încât să puteți vedea și voi ce postez pe Instagram fără să aveți Instagram. Și de-aia am creat pagina, că altfel nu, nici nu mă mai oboseam, pentru că eu oricum nu stau pe Facebook. Eu vorbesc cu fetele de la Book Club pe Facebook și cam atât. Și apropo de fetele de la Book Club, în una din excursiile mele în Târgoviște, pentru că m-am fost la medici, am fost așa, m-am întâlnit cu Carmen, pe care o pup. Carmen este membra clubului nostru de carte, pe care la fel îl aveți în descriere, dacă nu v-ați înscris. Așa, și care mă și urmărește de mult timp și mi-a dus încă o carte de Ruta Sepeti. Încă în sensul că mai am o carte de Ruta Sepeti, mi-a dus Fântâna Tăcerii. Este una din cele două cărți de Ruta Sepeti care îmi lipseau, că îmi lipseau două. Asta și cu cea cu New Orleans, stai așa, Out of the New Orleans, sau se numește parcă în engleză. În română se numește, stați că e aici, Adio New Orleans se numește în română. Îmi mai lipsește asta cu New Orleans, și cea cu New Orleans este singura carte scrisă de Ruta Sepeti care nu este ficțiune istorică. Acesta este o ficțiune istorică ce are ca acțiune perioada lui Franco din Spania. Pentru cine a învățat puțină istorie sau, mă rog, are legătură cu Spania, știe cine e Franco și știe ce a făcut el și știe cam ce a fost Franco pentru Spania, un fel de Ceaușescu mai blând, cred că aș putea să zic, pentru Spania, cam așa a fost Franco. Bun, și povestea are loc, este tot ficțiune istorică, dar are o bază reală, ca toate ficțiunile istorice pe care le-a scris Ruta Sepeti. Și apropo de Ruta Sepeti și de ficțiune istorică, m-am apucat, deși este mult spus, m-am apucat să citesc Sfârșitul Șoaptelor și cred că, paranteză, este prima carte a cărei traducere a titlului este mai bună în română decât în engleză. Că știți că de obicei la noi există problema asta gravă cu traducerile, mai ales traducerile de titlu, știți, titlurile alea care în engleză sună foarte bine și când le traduc în română, Doamne, nu știu cine le traduce pe unele, că zici că le traduc mațienii, efectiv. În fine, ideea este că m-am apucat de cartea asta și m-am lăsat. Și nu pentru că este cartea proastă, ci pentru că pe mine, nu știu, mă atinge undeva. Citeam așa și nu știu, parcă nu că îmi dădeau lacrimile, dar am așa o senzație, nu știu, de, nu știu, mă înțeapă ceva, mă sâcâie, mă deranjează. Pe de altă parte, mă bucur că cineva din exterior a venit și a căutat puțin și a văzut cam cum stăteau lucrurile în perioada comunistă la noi. Nu știu, sunt niște sentimente amestecate, dar sper că în călătoria asta pe care o să o am, pentru că o să o iau la mine, să o termin, să o citesc, fiindcă sunt foarte curioasă de poveste în sine și de cum de viziunea Rutei Sepeti în ceea ce privește comunismul și de perioada din decembrie 89. Clar a devenit una din autoarele mele preferate, Ruta Sepeti, pentru anul ăsta. Apropo de cărți, că m-a întrebat și ala, nu Goodreads, mai e o aplicație din asta care e tot așa, StoryGraph se numește. Și pe lângă asta mai ascult o carte care mă impresionează tot așa foarte, foarte tare. Se numește I'm Glad My Mom Died, de Janet McCurtis parcă, sau nu știu, nu pot să-i pronunț numele de familie, în fine. Este o carte autobiografică pe care a scris-o Janet. Janet a fost un copil din ăsta minune al Nickelodeon. Și povestește ea așa cum a ajuns ea vedetă și cum a ajuns la Nickelodeon și ce se întâmplă pe acolo în spate. Nu știu dacă vă este cunoscut, tot scandalul care a fost acum câțiva ani la Nickelodeon cu hărțuirea sexuală, cu coruperea minorilor, cu fetișurile care există acolo. Este ceva absolut înfiorător ce pot să facă oamenii cu copiii ăia, cum se folosesc de copii și cum îi maltratează, și implicit, în egală măsură, totul se întâmplă cu acordul părinților. Adică nu vă imaginați că părinții care își însoțesc copiii la filmări sunt pe din afară, nu, știu tot ce se întâmplă și acceptă, pentru că, ca și în cazul lui Janet, maică-sa avea o dorință puternică de a fi ea vedetă și de a fi ea aia importantă și n-a avut ocazia și atunci își revarsă frustrările asupra fiicei. Este o carte absolut emoționantă.
cu mențiunea că sunt conștientă de tot marketingul care a fost băgat în cartea asta, de la titlu, de la context, de la felul în care arată cartea și așa mai departe. Adică sunt conștientă că este mult marketing băgat acolo și mult marketing și e așa, dar povestea în sine eu o cred pentru că am mai auzit genul ăsta de povestiri și am mai auzit, mă rog, scandalurile de la Nickelodeon, v-am zis, a fost cumva așa, dacă vreți, un eye-opening, pentru că mult timp am crezut și eu, ca mulți alții, că este foarte frumos să fii copil vedetă și mamă ce viață frumoasă și mamă ce viață extraordinară trebuie să aibă copiii aia care sunt vedete de mici. Mamă, când eram adolescentă, mă uitam la Andre, care erau și ele un pic mai mari ca mine, adică nu erau mai bătrâne ca mine cu mult, și mă uitam la ele și eram fascinată și îmi doream viața lor și la fel. Când am văzut și am auzit ce era în spate, de fapt, îmi dau seama că inclusiv părinții care ar trebui să te protejeze și ar trebui să te iubească și ar trebui să te ferească de toate lucrurile astea sunt cumplici și ba chiar încurajează lucrurile astea pentru beneficiul lor personal. Și e trist, e trist când se întâmplă treaba asta. Da, da. Acum o să mănânc pentru că între timp mi s-a făcut și magicul meu lunch, și anume o porție foarte drăguță de cartofi prăjiți. Da. Era poftă de cartofi prăjiți, încă de mult. Și sunt crocanți și sunt super buni. Mă apuc să editez ceva și mai filmez, că mai am de filmat puțin, cât mai am lumină și vedem, nu știu, e haos, mă ziți, e haos asta. Nu este adevărat. Nu sunt eu aia care a dormit și a pierdut 2 ore din program. E clar că noaptea asta nu o să mai dorm. Am ieșit afară și, bineînțeles, trec foarte multe mașini. Acum că am ieșit afară, am fost și la magazin să fac niște provizii. Și acum să mă apuc de editat, că tot mă amenințam eu cu editatul mai devreme. Nu mi-a ieșit. O să-mi iasă acum. Dar am ieșit așa să văd cam care e atmosfera pe aici. Vreau să mă duc să fac niște poze undeva, dar s-au pus niște nori peste soare și mă duc degeaba. Așa că, da. Haideți să vă arăt despre ce vorbeam astăzi, când ziceam de cutii. Așa. Aici este work in progress, după cum vedeți. Pentru că ăsta este un pământ relativ rău pe care l-avem aici în zona asta și e cam lutos și vrem să-l amestecăm cu un alt pământ mai fertil. Și despre așa ceva vorbeam. Astea sunt acele cutii despre care vă spuneam, care, apropo, arată foarte, foarte bine. Nu știu cum le vedeți voi. Zburat folia aia acolo de la vânt. Arată foarte bine înlocuite, nu știu cum le vedeți voi pe camera, dar să știți, mie mi se pare că arată super bine. Vedeți că acolo nu e tunsă iarba, v-am zis că e haos. Așa. Mi se pare că arată super bine, așa, și o să arate foarte bine când or să fie umplute cu pământ și cu plăduțe în ele. Mai trebuie puse să fie echilibrate, adică să fie drepte. Acum mi se pare că nu prea sunt, dar o să le punem să fie drepte și o să le umplem cu pământ și o să vreau să plantez niște chestii din toamna asta, în speță niște usturoi, ca să am usturoi verde, că cu usturoi îmi dă chicks. Și avem una aici și una pe partea cealaltă, ca să fie simetrice, deci de, cam așa o să arate. Și aici sunt... Aici era stratul ăla pe care îl știți voi, care s-a umplut de bălării, am căcat într-o groapă, așa, s-a umplut de bălării, o să fie tuns, și astea sunt, mă rog, rămășițele de la roșiile mele, foarte triste, dar să știți că au fost foarte productive, doar că v-am zis că mie nu-mi plac astea portocalii, da, mi se pare că au hepatită și da, nu,
le-am... nu prea le-am mâncat. Iar asta de aici care îmi plăceau, astea două, tufele astea două, astea s-au mânat sau așa. Și e plin de bălării, cum ziceam, dar o să fie tuns și aici. Iar celălalt, cealaltă cutie, este aici. Asta pare mai închisă la culoare pentru că este în umbră. E și pământul adus aici. Dar mai am pământ destul pentru ele, deci nu-i problemă. Și abia aștept să văd cum o să arate la final și cum o să iasă. Sunt foarte curioasă de cum ar să se vadă cu plante și dacă o să-mi iasă figura. Sunt date cu lac, cu două straturi sănătoase de lac, ca să nu se infiltreze apa, să nu putrezească. Cel puțin în următorii câțiva ani. După aceea o mai vedea noi. Un alt update este referitor la acest piersic, pentru că eu îl lăudam ca fiind piersic, dacă vă aduceți aminte că vă ziceam de piersicul meu care face nuci. Până la urmă ni s-a confirmat anul ăsta că este cais și o să rămână. Inițial vroiam să-l scoatem pentru că erau niște nuci așa, pe post de piersici, le vedeam noi și anul ăsta și-a dat drumul și a făcut caise și au fost chiar foarte, foarte bune caisele. N-am apucat să filmez atunci, n-am să fac daily vloguri în perioada aia când am adunat caisele și au fost foarte bune și așa că l-am salvat. Și un alt update legat de cireșul nostru. Nu v-am zis nimic de el, vi l-am arătat când era încă verde. O să rămână și asta, este cireșul care face mazăre. Da, deci aveam piersicul care face nuci și cireșul care face mazăre. Face mazăre, cireșele sunt fix, unghia asta mea este mare. Pentru, nu, sunt mici, mici de tot cireșele, dar sunt foarte, foarte, foarte dulci. Sunt atât de dulci că la momentul la care s-au copt cireșele pe de-a în plin, când erau perfect coapte, erau grețoase. Atât erau de dulci, dar sunt foarte bune și o să rămână. Deci, rămâne. Și piersicul, care e cais, rămâne și cireșul ăsta rămâne și vom vedea că am implantat alt piersic și alt cais să vedem ce-o ieși din aia. Și uitați ce-am mai găsit! Și uitați ce-am mai găsit! Am găsit niște mustăți și niște șoșete și am găsit niște sosete. Cine are sosete? Cine are șosete? Aseară ne-am jucat cu ea. Cu ea, cu Jimmy și cu un fir din asta de iarbă. Și era tare veselă și ce i-a mai plăcut să se joace. Îi place, tare jucăușă. Niște sosete, și sosete grăsane, că s-a îngrășat, s-a făcut, a crescut. Mă uitam la niște poze cu ea, când era, de-abia venise. Era minusculă față de cum e acum. S-a îngrășat, s-a făcut o grăsună. Au, nu mă zgâria, te rog frumos, nu mă găghearele în picioarele mele. Udiță! Da, și după cum vedeți aici, pentru că n-am udat, este uscată iarba de la secetă. Udiță nebun! Udiță nebun! Așa, stați așa că am constatat ceva. Că s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva tragic și trist de la... Aoleu, ia uitați, mărul meu, ne-a dat vântul jos, m-am zis că a bătut foarte tare vântul azi. Oh, ăsta era putret săracul, s-a stricat. Uite și ăsta, of, 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 sănăcuțele. Mă rog, astea nu prea mai sunt bune, rămâne cu ăsta. Din păcate s-au stricat destul de multe, da. Și, da, să știi că sunt foarte, foarte bune, sunt foarte dulci și foarte bune. Asta sunt Florina. Ar mai fi trebuit puțin stropite, mai mult decât l-am stropit, dar acceptabil. Nu este decât 11 noaptea? Da, 12 fără un sfert. Un pic, un mic detaliu, așa de vreo 3 sferturi de oră. Sunt aproape gata, mai am de editat vreo două clipuri, adică daily vlog-ul ăsta și încă un clip. Și sunt în grafic, cu curățenia sunt în grafic, am aranjat totul. Mai am de împachetat cam ultimele chestii pentru
bagaj, dar sunt chestiile astea esențiale, gen periuțe de din și alte povești de genul, așa că astea vor intra ultimele în bagaj. Și sunt în grafic, sunt bine. Chiar nu mă așteptam până la ora asta să fiu atât de relaxată, dar sunt ok. So, yeah. O să închei daily vlogul ăsta aici, ca să pot să-l editez, în speranța că veți mai fi cu mine când mă întorc de prin țările calde, care se pare că acum sunt ploioase, nu sunt țări calde, și o să povestim despre cărți, o să fac un vlog de călătorie, unul, două vloguri de călătorie, vedem, și vă povestesc pentru că mă duc undeva, în prima fază a călătoriei mele merg undeva unde n-am mai fost niciodată și îmi doresc de foarte, foarte mulți ani să ajung acolo și chiar sunt foarte curioasă cum o să fie experiența mea cu acest oraș minunat. So, da, cam atât pentru astăzi, cam asta a fost daily vlogul meu cu update-urile de rigoare. Pisicile mele se bat la ora asta prin toată casa, deci drâmă tot. Le-am rugat să mai aibă un pic de răbdare măcar până plec. După aia treaba lor, rămân aici, sunt stăpâni pe casă, se descurcă. Dacă îi mai găsi și eu ceva când mă întorc, bine, dacă nu, aia e, atât s-a putut. Și, na, asta este. Au foarte multă energie pentru ora asta. Ei, de obicei, la ora asta sunt leșinați de somn. Mai leșinați decât mine. Dar se pare că au foarte, foarte multă energie, ceea ce... Zic că e de bine, înseamnă că le merge bine. Vă pup, vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici cu vizionatul. Ne vedem în următorul clip.